Vă salut! Astăzi avem de schimbat la acest polizor unghiular Bosch și coroana și roata dințată. Au vin piesele noi, ce le-am comandat. Am două polizoare unghiulare, unul mai mic și unul mai mare, la ambele cam aceeași distracție, doar că acesta e mai complex puțin, că am comandat și flanșa și am zis că fac un video pentru ambele. Piesele mi-au venit, sunt bine, se vede că se face economie la material. Însă aceleași cote peste tot. Însă piesa veche originală a fost mai groasă, mai robustă. Și piesa nouă se simte și la greutate, pentru că sunt câțiva milimetri de material care s-au salvat. Bun. Asta e flanșa lui veche. Da, de aceea o înlocuiesc. Era teribil jocul și a stricat și bucșa, inevitabil, dinăuntru, dacă a fost jocul așa mare, asta am înlăturat-o. Am nouă. Deci, toate piesele necesare să încep să demarez lucru. Va trebui să desfac și aici, să dau afară cu rotor, cu tot, să pot scoate și această roată dințată. Și o să fie un pic de lucru. Va trebui să scot și perile. Bun, hai să ne începem.
Merge foarte bine. Nu mai are treaba aici. Vaselina a fost de calitate, tot Bosch. Se poate vedea. Un tub a costat undeva la 100 de lei, 90-100 de lei, nu mai țin minte. Deci foarte scumpă. La asta am un pic de uzură mai mare la buton. Și nu m-am gândit să comand piese. Deja mi-au venit că le-am schimbat și până ce fac o altă comandă, așa va rămâne. Am încercat eu să pun un pic de plastic topit în spate la contactor. Am crezut că rezolvă din problema, însă se pare că e tot așa.